Vă salut, dragi prieteni! Astăzi o să facem un video cu masculii din rasa rândunică de Saxonia. Mascul ce am oprit pentru matca de 2017. Și o să vă arăt primul mascul. Ia uitați, primul mascul. Un mascul de 2014. Un foarte bun crescător. Ia uitați-l. Mascul foarte bun. Așa cum vă spuneam și în filmul în care vă prezentam femelele pentru 2017, vă spuneam că e o rasă mai sperioasă, dar una care îmi place foarte, foarte mult. O să punem pe pauză să vă arăt cel de-al doilea mascul. Cel de-al doilea mascul a zburat sus. Cel de-al doilea mascul din matca pentru 2017. Ia uitați-l. Și la fel un mascul foarte frumos. O să mergem să luăm cel de-al treilea mascul. Așa, cel de-al treilea mascul. Cel de-al treilea mascul pentru matca de 2017. Ia uitați-l. Cel de-al treilea mascul. O să mai avem încă un mascul, deci avem patru masculi pentru matca de 2017. O să formăm patru perechi. Femele avem 5, așa cum vă spuneam în video ce l-am făcut cu femelele. Avem 5 femele, una este disponibilă. Așa că un crescător care ar avea nevoie de o femelă, îl putem ajuta cu cea mai mare plăcere. Ok. O să mergem să luăm și cel de-al patrulea mascul din rasa rândunică de Saxonia, tres albastră. Tres albastră. Vă spuneam, parcă masculii ceva mai blânzi, ca și femelele. Haideți să mergem să luăm și cel de-al patrulea mascul. Punem pe pauză. Avem și cel de-al patrulea mascul. Un mascul tânăr. Un mascul de 2016. Vedeți, aici avem cei patru masculi pentru matca de 2017. Sper să vă placă. În curând o să formăm și perechile pentru matca de 2017. Asta la jumătatea lunii martie, cred că o să facem acest lucru. Sper că v-a plăcut acest video în care v-am prezentat masculii din rasa rândunică de Saxonia. Până data viitoare, vă urez toate cele bune și multă sănătate!